Mare sărbătoare pentru români azi. Sfatul Țării de la Chișinău a hotărât pe 27 martie 1918 unirea Basarabiei cu România, iar astăzi se împlinesc 106 ani de atunci. Acest act istoric a deschis procesul marii uniri, finalizat cu marea adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, când românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana au decis la rândul lor unirea cu țara. Acest eveniment fiind considerat actul de constituire a statului român modern, crearea României Mari. Decretul privind promulgarea legii pentru declararea zilei de 27 martie, Ziua Unirii Basarabiei cu România, ca zi de sărbătoare națională, a fost semnat pe 27 martie 2017. Trei caravane cu aparatură medicală vor ajunge la sate, acolo unde nu sunt suficienți medici de familie. În aceste caravane, copiii și femeile gravide vor beneficia de servicii medicale. Peste 300 de comune nu au deloc astfel de specialiști. Potrivit datelor organizației Salvați Copiii, cele trei caravane în valoare de 300.000 de euro sunt dotate cu aparatură medicală. Aici se vor face, printre altele, ecografii pentru femei la sân, tiroidă sau abdomen, precum și ecografii pediatrice. Anual, aproximativ 10.000 de persoane vulnerabile vor beneficia de servicii medicale în aceste caravane lansate de Salvați Copiii România, în parteneriat cu guvernul. Potrivit datelor organizației Salvați Copiii, mai puțin de jumătate din localitățile din România au suficienți medici de familie, iar Institutul Național de Statistică spune că cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcționat în 2022 în mediul urban peste 6.000, comparativ cu puțin peste 4.000, la sate. Ziua Mondială a Teatrului este marcată în fiecare an, la 27 martie, în vederea conștientizării valorii Teatrului în toate formele sale și promovării activității comunităților de teatru din întreaga lume. Sărbătoarea a fost instituită în 1961 de Institutul Internațional de Teatru. Sărbătorirea Zilei Mondiale devenind un eveniment anual din 1962. Astăzi și în Baia Mare s-a sărbătorit Ziua Mondială a Teatrului, cu multe hohote de râs. Spectacolul Impro Joker, jucat pe scena Teatrului Municipal, provoacă oricând imaginația, trezește copilul din noi și-l invite la joacă, iar buna dispoziție este garantată. În țara noastră, istoria teatrului începe în mai 1798, odată cu înființarea primei trupe de teatru autorizate. Cel din tâi, teatru public, ce a funcționat în România, a fost în București. Se numea Teatrul de la Cișmeaua Roșie, înființat în anul 1816. Urmează ziua jandarmeriei române. Pentru a sărbători, a avut loc o nouă întrecere sportivă care se înscrie în seria activităților dedicate a acestui eveniment. Este vorba despre concursul de șah, care s-a disputat între cei mai buni jucători ai minții din jandarmeria Maramureș. Sub coordonarea locotenent colonelului Zaharia Văsuț, el însuși multiplu campion național al Ministerului Afacerilor Interne la acest sport. Toate strategiile de atac sau de apărare au fost folosite pe tabla de șah, fiecare jucător încercând să captureze cât mai multe piese ale adversarului și să obțină matul. Spiritul competițional s-a văzut la toate partidele, jucătorii încercând să revendice locuri fruntașe.